Este important să ai angajați sănătoși, este crezul unui tânăr belgian care și-a deschis o firmă într-un sat hunedorean. Are deja peste 50 de angajați, cei mai mulți din satele din jur. Cum în comuna Lăpugiu de Jos nu există nici măcar un medic de familie, omul de afaceri s-a gândit să apeleze la echipele Salvital pentru consultații. În premieră, paramedicilor li s-a alăturat și un medic stomatolog pentru un consult gratuit. 2-1 carie, 2-2 rest, 2-3 rest și restul inexistent, nu e nicio problemă. Începem cu 3-ul, 3-4 carie, 3-5 carie. Lipsa asistenței medicale în comună l-a determinat pe proprietarul unei afaceri să caute sprijin. Împreună cu Salvital oferă angajaților posibilitatea de a-și face gratuit analizele, iar firma suportă costurile. Noi ne-am gândit să facem cu Salvital un parteneriat pentru că angajați aici din zona au acces mai greu la medic. Da, nu este medic de familie aici în comună, ei nu prea au transport până la Deva e departe și mi se pare important ei să știu. Să fac niște analize de bază, să știu ce problem au sau de care nu au problemă. Bărbatul a vrut însă și un consult stomatologic pentru angajații săi. Cel mai apropiat cabinet este la Deva, adică la aproape 50 de kilometri de sat. Bănuielile omului de afaceri belgian s-au confirmat când specialistul a verificat starea de sănătate orală a oamenilor. Gura mare. Carie, 1 de tartraj, 2, avem aici niște pietre, da, bun. Să mai mergi la stomac, măcar să curăți dinții, dacă nu vrei să faci extracții, măcar curățat, că gingia ta e inflamată toate, din cauza lătatul. Domnul doctor, ce ați constatat până acum? Nu mă nerocir la gura oamenilor, nu știu, prea neglijenți pacienții, adică să-mi spune că e vorba de bani, dar sunt anumite lucruri esențiale care nu costă mulți bani și poate să întreține puțin igiena măcar, igiena bucală, poate să fie întreținută cu bani mai puțin, dar majoritatea se gândesc la per global, adică am gura varză, o să mă coste atâta. Dar nu poate să ia prin porțiuni, adică ai fac astăzi de tartrajul, mâine carie, poi mâine aia și ușor, ușor se reabilitează cavitații bucale. Da, asta e. Angajații spun că inițiativa șefului lor este excelentă. Discutește de un drum la medic și de un set de analize. Mai mult, majoritatea oamenilor recunosc că ocolesc de ani de zile cabinetele stomatologice. Da, foarte bine. Știm ce probleme avem, ce facem mai așa mai rar. De când ați mai fost la stomatolog? De mult. De peste 10 ani. Peste 10 ani. Wow, de ce? De frică, de lipsă de bani, probabil, da, dar mai mult de frică. E bine că firma se preocupă și da, e foarte bine. E foarte bine pentru că știm și noi cum stăm cu sănătatea, știm ce boli avem și eu zic că un lucru foarte bun. De unde sunteți? De aici, din Teiu. Aveți medic de familie în comună? Nu este. Nu este. Eu sunt la Bețelă. La doctorul de familie. Și mergeți des? Păi merg. Cam la 2-3 luni. Nu chiar des, dar... Și la stomatolog? Nici. Nu prea. Nu prea. Dar când ați mai fost la medic? N-am mai fost de mult la medic, da. Aveți medic de familie în comună? Momentan nu este. A fost, dar a plecat medicul de familie la Dobra, unde fiecare unde e înscris. Treaba așa, fără medic? Păi cum să nu fie greu, nu? Noi trebuie să mergem, de exemplu, eu am medicul de familie de 20 ceva de ani. Doamna doctor Barbu, care s-a mutat încolo la Timișoara. Și trebuie să merg până la Timișoara după o rețetă sau după ceva. Nu.
Cei de la firmă spun că este deosebit de important ca oamenii să își cunoască starea de sănătate. În acest fel se previn și concediile medicale. Șeful nostru are grijă întotdeauna de angajați și întotdeauna se gândește să facă ceva bun pentru noi. La noi în comună nu sunt medici, nu este medic de familie și pentru unii dintre angajații se descoperă, de exemplu, o glicemie care nu știe că o are și poate să meargă să se trateze sau cu inima sau ce știu eu ce. Au fost unii dintre angajați care în urma consulturilor făcute de Salvital au mers și și-au rezolvat problemele de sănătate. E important să ai angajat sănătos? Da. Într-un corp sănătos este o minte sănătoasă. Echipele de paramedici și proiectul de telemedicină al Salvital sunt de mare ajutor pentru acest fel de consultații. Paramedicii folosesc acest sistem modern pentru analize precum măsurarea tensiunii și a glicemiei, aflarea INR-ului, o analiză de sânge importantă pentru cei care fac tratament cu anticoagulante, EKG-ul și spirometria care măsoară capacitatea de respirare. 71 glicemia, ca mare, atenție la dulce și la și cola, dar atenție și la ceea ce mănânce, a fi indicat să treci pe un regim alimentar. Ne bucură că sub această temă salvez o viață, salvez o lume, ne continuăm activitatea de telemedicină. Nu numai în administrațiile publice locale, în comunele pe care le-am străbătut în acest an și care le vom continua să le străbatem, dar facem și la firme private care s-au interesat și își doresc ca să continuăm aceste teste medicale și în viitor. Județul Hunedoara este primul din țară care a aplicat la scară largă proiectul de telemedicină. Consiliul Județean Hunedoara a dorit ca Asociația Salvital să ajungă în așezările izolate și în comunitățile unde nu există medici.